Fără prea mult sprijin, dar cu multă pasiune din partea antrenorilor și pugiliștilor locali, boxul Alba Iulian reușește să țină standardul sus. La campionatele naționale de box pentru tinere de la Brăila, boxerii din Alba Iulia au reușit să obțină o medalie de aur și una de bronz. Pugilistul Ionuț Pleșu a reușit să obțină titlul de campion național la box pentru tineret la categoria 52 de kilograme, iar colegul său de club de la CS Unirea, Precup Alexandru, a câștigat medalia de bronz. Antrenorul celor doi, Nicolae Paștiu, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi. Am obținut niște rezultate, zic, foarte bune, în urma muncii depuse de sportivii mei și cu mine și împreună cu încă un instructor, Zoli Boldijar. Am obținut un titlu de campion și o medalie de bronz. Noul campion național de box pentru tineret a dominat clar competiția. În primul meci am învins pe Pizza Florin CSM Brăila, componentul echipa gazdelor care erau acolo prin knockout în repriza a doua, și iar în al doilea meci l-am învins la puncte pe un coleg de la lotul național de tineret, propriu zis Centrul Olimpic Reșița, Ruță Marian, fost campion național la categoria 52 anul trecut. Iar Pleș a fost vicecampion anul trecut la 54 de kilograme anul trecut, dar cu o decizie anul trecut cu cântec, cu 2-1, cu un reprezentant al CSM Brăila, Jitaru Robert. Cum am spus, al doilea meci l-a susținut și l-a câștigat la puncte în fața lui Ruță Marian, iar al treilea meci în finală cu sportivi de la Dinamo în București, Ionița Alexandru, unde a câștigat tot la puncte cu 3-0. Titlul de campion național a venit pentru Ionuț Pleșa ca o răsplată pentru munca sa, după ce anul trecut a pierdut finala. A fost, din punct de vedere, a fost ok, nu am avut probleme, m-am simțit foarte bine, m-am antrenat mult, am muncit foarte mult să câștig rezultatul ăsta. Am avut, într-adevăr, în semifinală, pot să spun că am avut meci cât de cât greu cu fostul campion, cu Ruță Marian, de care v-a povestit și domn maestru. Și în final am putut să câștig un rezultat foarte bun. Medaliat cu bronz, Alexandru Precup ar fi meritat în mod cert să evolueze în finală, dar arbitrii nu l-au lăsat, consideră Nicolae Paștiu. A câștigat în meciul din sferturi în fața sportivului Taman Marin din Mangalia prin knockout în repriza, iar în semifinale cu Techin Alin CSM Timișoara, lupta a decurs cam în felul următor. În prima repriză a boxat foarte bine, eu zic că a câștigat repriza, dar sportivul din Timișoara a lovit odată și sub centură și a fost avertizat, luând un avertisment, i se scădea automat și un punct. Propriu zis, Precup, normal ar fi avut două puncte de la fiecare arbitru în plus, cum se punctează 10-9, dar fiind și avertismentul, să se scădea și era 10-8 pentru Precup. În repriza a doua, Precup boxează, zic, foarte bine pe plecare, pe deplasare, cu directe în stânga, de dreapta, dar în ultimele secunde ale meciului prinde o directă de dreapta sportivului din Timișoara, îl numără, zic, și repriza a treia tot în avantaj a fost. Iar în repriza a doua, sportivul din Timișoara parcă mergea pe valurile Dunării, așa mergea prin ring, fiind numărat, și
După aceea l-a salvat gongul. În repriza a treia, arbitru de ring, care era din Cluj, Morovan Vasile, ne-am trezit că îi dă un avertisment pentru... El l-a considerat joc periculos pentru cap, cap înainte, dar nu, sportivul nostru s-a blocat și răspundea din blocaj. Sportivul din Timișoara dădea numai în blocaj, n-a nicio lovitură clară să zici că... Și îi dă un, propriu zis, din bursă senină, îi dă un avertisment și care automat scade un punct și după aceea ca să fie sigur sau ca să facă jocul, ca să câștige cel din Timișoara, îi mai dă unul ultimele secunde, încă un avertisment, tot același avertisment care l-a dat și prima dată, că stătea blocat și răspundea din acțiune că joc periculos. Iar mai nou cum este noul cod de arbitraj, încă nu se dă avertisment, nu se pune problema sau discuția de încă să lasă jocul mai liber. Deși a câștigat medalia de bronz, Alexandru Precup regretă că nu s-a putut mai mult. Competiția a fost foarte strânsă, a fost foarte bine organizată, meciurile au fost foarte, foarte echilibrate la toate categoriile, puteam să ies campion dacă nu luam cele două avertismente, dar totul face parte din joc. La competiția de la Brăila au participat peste 100 de pugiliști de la cluburi și asociații sportive din toată țara, inclusiv de la centrele olimpice.